azi din forță, vitamina. Cu asta îmi trece mie răceala. Bă, așa mărui. Nu foarte plăcute la gust, dar sincer, să fie prima dată când mănânc așa ceva. Acum, au gust bun, nu? Ia spune, de ce sunt importante fructele astea? Da, de cătină e foarte important pentru... Un pic mai tare, te rog. Pentru că are multe vitamine, este folosit de păsări în nutriția lor, este folosit de oameni, este plin de uleiuri esențiale, de vitamina C, crește foarte abundent aici în zona, în lunca Moldovei, zona limitrofă râului Moldova. După cum spuneam, rezistă boabele acestea, fructele astea rezistă până în, câteodată chiar și până în februarie, ianuarie, depinde și de sezon. Și păsările au toată iarna o sursă de hrană, sursă de vitamine. Exact asta vreau să ajung și eu, să ne spui că fructele de cătină sunt folosite de păsările sedentare și asta este principala hrană a lor pe timpul iernii. Este o sursă de hrană, dacă chiar principala. Mă, nu știu, eu zic că... Păi, eu mă refeream la fruct în general și am zis că fructele astea care rămân peste iarnă, așa cum este cătina, că e o plantă foarte cunoscută de noi. Exact. E folosită de... Uite, mi s-a urcat ceva pe... Cu siguranță e un păianjen. Da, pițigoiul și sturzii, genul din familia sturzilor. Am văzut că mănâncă fructele astea, chiar dacă sunt înghețate, le mănâncă încet, le înghit și se folosesc de ele. Și având foarte multe nutrimente și vitamine, le ajută să trăiască, să treacă perioada rece, da. În perioadele geroase, da. S-o sursă importantă de hrană pentru ele. Mulțumim frumos. Place. Ar trebui să mănânc și eu câteva, nu? Da. Să-mi iau forță. Să văd... Azi de forță... Vitamina... Cu asta îmi trece mie răceala. Băi, așa mărui. Nu foarte plăcute la gust, dar... Sincer, să fie prima dată când mănânc așa ceva. Pune. Da. Adică în stare crudă. Da. Ca așa am mai în diferite produse am mai mâncat. Da, uleiul de cătină e un medicament foarte apreciat. Deci dulci, acri, amărui. Adică eu simt toate gusturile. Gustul predominant e acru, pe urmă cel amărui și ceva dulce la final. Dacă îți vine să crești, fazanii mei le adoră. Nu sigur și fazanii sălbatici îi mănâncă dacă au ocazia. Da, probabil dacă le găsesc mai pe jos, așa știi. Găsesc pe jos. Da. Gustoase.